Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod din Sims 2 Mă bucur tare mult că vă place această serie și bineînțeles vom face în continuare episoade Însă, înainte de a începe, nu uitați să lăsați și voi un like și bineînțeles aștept și comentariile voastre să-mi spuneți Cum vedeți voi această familie că ar trebui să evolueze Eu am foarte multe idei pe care vreau să le aplic în această serie Dar aștept și părerile voastre să vedem exact în ce parte va merge acest joc După cum putem vedea, îl avem aici frumos pe Puțifer Iar în acest episod m-am gândit eu că ar trebui să ieșim puțin din afara casei, să mergem puțin prin oraș, să explorăm și noi lucrurile pe acolo și poate ne găsim și pe cineva. Pentru că cu Nina nu prea a funcționat treaba, așa că o să mergem și noi frumușel pe telefon și o să dăm aici pe call și bineînțeles call taxi. Hai să ne chemăm un taxi -ul. și o să mergem poate la un magazin, ceva nici nu știu exact pe unde să mă duc pentru că nu sunt foarte multe lucruri puse prin oraș. ăsta, cu siguranță o să populez eu și o să pun mai multe chestii pentru că avem toate lucrurile instalate și ar fi păcat să nu ne folosim de toate dlc pe care le avem instalate. Ia vedem cu vine taxiul, că nici nu mai știu cum se întâmpla toată chestia asta. Pănuiesc că selectezi adresa odată ce ajunge taxiul sau ceva de genul acesta. Este cam târziu, este 9 seara, sper să mai găsesc pe cineva prin oraș, așa că episodul acesta îl dedicăm unei ieșiri prin care poate reușim să ne găsim și noi un personaj pentru simul nostru, Pleasant View. Și avem varianta asta să mergem în parc, nu prea ne interesează, după care avem asta cu entertainment, să facem ceva shopping, un butic, ceva tot la fel de shopping și parcul nici nu știu. Hai să zicem că mergem. uite, hai în partea asta, să vedem ce se întâmplă pe aici. Ia să vedem. Opa, a venit taxiul. Ia uite ce drăguț se vede, foarte șmecher. Hai bă, lasă cu noi. Eu acum te-a găsit. Hii! Dar avem și noi un tomberon aici, ceva trebuie să luăm un tomberon. Și bineînțeles că pe viitor îi vom lua și o mașină dacă ne vom permite acest lucru. Așa că ne vedem în oraș când ajungem la locație. Și se pare că simul nostru a, a ajuns într-un final la locație și vedem aici că e foarte multă lume. După cum vedem, este cam târziu acum, dar n-avem ce face. Și o să încercăm să ne alegem și noi pe aici pe cineva Ideea că nu prea avem opțiuni O să mergem la Brandy că o cunoaștem și a mai purtat cu ea discuții în trecut Acum sper să fie de acord să discute cu noi Și o să-i dăm aici ceva sweet talk Hai să sper că... Bă, 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 du-te-mă de aici, lasă-mă în pace, stai Cu asta deja avea o chestie pe aici și... Baleu, stai că nu trebuia să-i de acum Vai de capul meu, hai să-i dăm admire sau ceva Hai că am început cu stângu. Sper să fie de acord, hai te rog, iartă-mă că am greșit Am fost prea așa, m-am băgat din prima Friendly, hai să-i dăm un friendly hug Bă, tot să bagă asta în seama cu noi, pleacă bă de aici Pleacă că eu am treabă cu ea Hai de te rog, Bacă-te și cu noi în seama nițel Te rog, ia să vedem Uite bă, laiba, nu vrea să stai de vorbă cu noi asta Că să bagă asta în seama Asta n are nicio treabă cu ea, sper. Așa, perfect. A, ce drăguț, ce drăguț pleacă de aici, pleacă, 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 pleacă. Appreciate, admire, admire. Așa sper să nu o deranjeze că tot îi zicem chestia asta. de cu chat, dă așa frumos el. Perfect. Nu înțeleg asta, nu prea are noroc în dragoste. Uh, eu eram la care ți-a apărut inimioarele sus acolo cumva? Ia să vedem. Ok, bun, bun, bun. Perfect, hai că merge bine. Appreciate. Mă, nu știu ce să mă zic. Hai mă să cercăm ce naiba, că oricum îi apare. Deci dacă ne uităm la ăsta aici, îi apare o chestie. Hai, 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 hai. Te rog, nu vrea, bă, frate. Pot da ce și deja am dat cu chișii, și cu chestii de astea. mă, dar ce n-ai băiat atâta lume aici? Eu uite, bă, câtă lume la magazinul ăsta. Neapărat trebuie să-mi deschid și o afacere sau ceva, dar mai așteptăm până vom avea șansa aceasta. Haideți să vedem ce interese au până la urma urmei, uite, ui, 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 ui. nu e ea cea mai frumoasă, dar măcar poate încearcă și el, dă și el acolo o treabă, eu știu, fac niște chestii mai interesante. Hei, hei, colega, 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 stai, mă mică. Oh, pe ce a făcut, cum a plecat Brandy. Nu-mi vine să cred. Eu uite, bă, ce reba fac ăștia aici? Ia uite vrăjitoarea ce față are, nu cred. Ia, ia, este că mi-a apărut ceva aici. Ce vrei să... Ia uite-l pe ăsta cum s-a așezat aici. Ce te-ai pus, bă, ca o curcă în partea asta? Păi da, cred că trebuie să ne întoarcem înapoi acasă și să încercăm să o sunăm pe asta, pentru că noi nu avem un telefon mobil sau ceva și na, na, chiar nu putem face absolut nimic. Așa că o să-i dau înapoi să se întoarcă acasă, dar cum naiba se va întoarce acasă asta, pentru că aici nu am sau știu că era, da, uite, era un ăsta de telefon public și o să încercăm să o sunăm de acasă, să dacă putem să dăm de Hai, mă, lasă, Du-te odată, call taxi! Intra acum pe Eneba și profită de cele mai tare reduceri la jocurile preferate. The Sims 4 și multe alte jocuri te așteaptă cu super reduceri în fiecare zi. Nu uita să folosești codul Life of Sims la orice comandă și primești garantat 3% reducere din prețuri inițial. Toate informațiile le găsești din descriere. Și ia că te ne ne-am întors acasă Ok, bine ai revenit Ia să vedem dacă dăm pe telefon acum aici Oare o avea posibilitatea Ask out on date Uite că ne apare chestia asta Hai să vedem dacă putem să invităm pe cineva Dar puțin probabil cred că pot să o invit pe asta Cu care m-am învăzut acum la restaurant Ii, Uite -o că ne apare aici Da, îi dau accept Acum e cam dimineața, nu cred că o să vrea Hai să o chemăm acasă la noi Și ia uitați cine a venit la noi Și momentan cam pe aici suntem Deci avem puțin timp să o cucerim cumva pe Madame Tuso. Deci momentan nici la ok nu suntem. Ia uite Dream Date. Ulu credeam că nu se ia Eu brațe. uite ce pupatură și au tras ăștia. Mamă, fiți atenți că asta e îndrăgostită, dar noi. Așa toc 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 toc. Gossip, gossip, gossip. Ia uite, te 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 să nu faci cumva vreo prostie, să mi greșești ceva. Ușor drăguța, te-a luat cu călduri? Deci trebuie să facem chestii din astea și hai să vedem dacă ce să i dau. Pillow fight, hai să se bată cu pernele. Bun, bun, Hai că episodul ăsta este strict de lipeală și chestii de genul asta trebuie ne să o fac pe asta cumva Să se împretenească cu noi Să reușim să ne facem și noi o prietenă ceva pe aici Că ar fi păcat să nu ne băgăm și noi pe chestii de genul asta. Bă, da, crește greu Uite că a ajuns Ia uite, pe, Ia uite, gossip, gossip, gossip Stai aici Toc, toc, toc Așa Chat, chat, chat Frumușel Perfect, a urcat Flirt, nu, nu știu ce să-i dau aici Romantic, dai romantic, dai romantic Ia să vedem Hai, te rog, spune că o să meargă Ia Ăștia îmi place foarte mult cum interacționează Sims 2 față de Sims 4 Sunt foarte așa, nu știu expresiv mi se par mie. Momentul romantic apare cumva, hai brei, cu romantism odată să vedem și noi ce se întâmplă. Oh, perfect, mamă, cred că o să-i dau, hai să fie tender, mamă, i-a apărut. Oh, ce face după, pe unde vă pupați? Aolea, it's raining, it's raining, oh, ce drăguț, ce drăguț uite ce s-au pupat nebunatici, flirt. Date ce a crescut la 4 ore? A, ah, cred că și-au făcut chestii de asta le crește timpul. Mm, Ia uite cum îi pupă mâna asta, e leșinată toată, nu mai poate. Perfect, perfect. Așa de și o chestie de asta, flirting pe aici, whole hands. Ok, e clar că sigur o să meargă treburile pe aici, presimt eu așa, deci clar, asta era perfectă. O, oh, o, oh, o, oh. Ce Cineva mă asta e însărcinată? Să nu spui că e asta, că nu prea e bine dacă cumva are vreo chestie de asta. Ia. Opșa, opșa. Oh, Ia uite pe lovit, Mamă, perfect. Dar vreau să-i duc cumva în casă aici. Cum ne -ai bă, fac mă să-i amândoi să stea de vorba aici. Ce ne-ai mă să alergă ca idioții? Hai să vedem. Au, perfect. Hai că cred că intră și asta în casă. Așa, perfect. Că afară ploa. Bun, 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 bun. Slip, relax. Ia, unde te duci, dragă? Credeam că se duce asta undeva, să pune pe undeva. Hai, pune te și tu jos cu noi aici pe canapea. Propose, move in. Nu pot să-i dau chestia asta. Ar fi prea așa. Kiss. Hai să-i mai dăm ceva de aici, uite chestia asta. Hai mă, trezește-te că pleacă asta de aici. Așa, flirt, o să-i dau toate chestiile astea ca să reușim. Lasă naiba, appreciate admire. A, ah, uite asta, asta ne apărea acolo ca să-i dăm. Perfect, uite, am făcut punctulețul. Așa, bun, bun, bun. Dream date Mamă, vreau neapărat să fac chestia aia cu dream date Ia să-i facă un masajus Oh, ce drăgăt Foarte bine, la chis aici nu ne mai apare Mă, ceva mai interesant Un, un pupat de ăsta mai lung sau eu știu Ceva de genul acesta Flirt, în partea asta tot am dat pe ăsta Hai să-i dăm pe aici Deci trebuie neapărat să facem ăsta Mai avem timp Eu uite, bă, al naiba l-a luat-o cu forța pe asta make au și acum cred că o să facă dream date Cu siguranță O să-i dau doar chestia să fie prietena noastră Atâta tot Dar n-aș vrea să-i dau mai multe. Ia, uite, dream date Perfect Așa, perfect, perfect, perfect Romantic O, oh, bă, bă, ușor mă propoz Nu vreau să-i dau move in Cum ne-ai fac să-i dau pe aici flirt Deci nu în partea asta Vreau să-i dau să fie prietena noastră sau ceva Sau poate abia după ce își fac toate Uite, squeeze Vreau să le fac pe toate astea de aici a? Stai aici, unde pleacă asta, frate? Bă, asta e însărcinată, cred, mâncați așa Deci fiți atenți că asta e însărcinată cu altcineva Și degeaba mă chinu eu Ia, Uite uite că a plecat. Deci, clar, cred că asta e însărcinată. Ia să-mi spuneți voi în comentarii cumva dacă asta are vreo relație sau ceva. Sau e însărcinată, că prea uh, vă, pe aici și-a făcut uh, panorama prin casă. Ia uita, așa făcut cu fc ul nostru. A, ah, o oloclin, du-te și curăță asta. Însă, dragi mei, cam acesta ar fi episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut acest episod și vreți să vedeți continuarea. Chiar vreau să-mi spuneți dacă cumva am ales personajul care nu trebuia. Însă, eu cred că e însărcinată și nu prea ar fi bine chestia asta. Cred că o să studiez mai mult toată treaba aceasta, să vedem pe viitor dacă nu cumva ne trezim naiba cu vreun copil să-i plătim și pensia alimentară și chestii de genul acesta. Așa că dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să lăsați și voi un like, aștept și comentariile voastre. Promo cod pe neva 3% pentru The Sims 4, dar și alte jocuri. Iar până la un nou episod de Sims 2, eu am fost Alex, toate cele bune. Ciao.